Un exercițiu cu aproape 600 de militari din grupul de luptă NATO, dar și din România și din detașamentele aliate dislocate în țara noastră a avut loc în poligonul 5 în perioada 12-19 ianuarie. Acțiunea nu se termină niciodată. În poligonul 5 cu militari din grupul de luptă NATO, Națiunea Cadru Franța, s-au instruit alături de militari macedoneni, polonezi, portughezi și români în cadrul exercițiului Eagle Thunder în perioada 12-19 ianuarie. La activitatea de instruire au participat 433 de militari din grupul de luptă NATO și peste 150 din România și din detașamentele aliate dislocate în țara noastră. Exercițiul multinațional a inclus secvențe de luptă în zona urbană, trageri de infanterie și artilerie, a anunțat duminică Ministerul Apărării.